Și iată, putem să privim și partea plină a paharului. Ne este greu, suntem îngrijorați, dar suntem alături unul de celălalt. Și sunt zeci de dovezi în acest sens, gesturi de solidaritate și susținere venite din partea oamenilor, fie de la oameni simpli către medici, fie de la cetățenii unei țări către cei ai altei țări. Astăzi venim cu un alt exemplu. O mână de măicuțe mărinimoase și-au îndreptat atenția către medicii din Vămi. Colega noastră, Iulia Dumitrașcu, știe povestea și ne aduce și nouă mai multe informații. Iulia, bun găsit! Bun găsit, Olivia, bun găsit tuturor. Așa, este un gest foarte frumos și cu atât mai impresionant cu cât nu le-a rugat nimeni, practic. Așa au simțit, au dorit să ajute și să arate că putem fi solidari unul cu altul. Ne referim la măicuțele de la o mănăstire de lângă Vama Cenad. Acestea au fost conștiente de faptul că medicii din direcțiile de sănătate publică, dar și polițiștii de frontieră aflați la muncă zilele acestea, cel mai probabil nu pot să plece de la lucru să își de mâncare sau nu și-au luat pachet la ei, așa că s-au gândit să dea o mână de ajutor. Primul lucru sau prima faptă de acest gen a fost cumva zilele trecute, în momentul în care s-a anunțat acel val mare de români care urmau să intre în țară prin vămile din vestul țării, așa că măicuțele au fost cumva îngrijorate și și-au dorit să fie alături de autoritățile care sunt practic în prima linie. Le-au pregătit mai multe alimente, dar și ceai cald și cafea și le-au dus acolo la lucru. Ne mai spuneau reprezentanții Mitropoliei Banatului că nu se vor opri aici, să spunem așa, pentru că și zilele acestea vor fi cumva pe baricade și ei și vor fi atenți de fiecare dată, pentru că mobilizarea de forță din Văm este una foarte mare. Zilele trecute chiar mai mulți medici au fost aduși din restul țării, în vămile din vestul țării, pentru a ajuta. Deocamdată atât de aici, înapoi la voi. Iulia Dumitrașcu, îți mulțumim!